fața dumneavoastră cu programul PSD-ului pentru sănătate. După câte știți, sănătatea este neprețuită. Pacientul reprezintă prima prioritate a reformei în sănătate, iar bugetul n-ar trebui să fie construit decât în funcție de nevoile pacientului. Sistemul sanitar trebuie să ajute, nu să împiedice. De aceea trebuie o corelare exactă între toate unitățile care slujesc această sănătate și aici mă refer la Ministerul Sănătății, la casele de sănătate, la sistemul de urgență, la medicul de familie, ambulatoriu și spital. Până să intrăm în programul propriu zis, aș dori să semnalizez niște probleme care s-au realizat în această, eu aș spune, domnie de somn care s-a realizat în acest an cu guvernul tehnocrat. Și aș spune că a fost implementat de către noi programul național pentru vindecarea bolnavilor de hepatita C. Asta este un program în care nu folosim interferonul ca și tratament, interferonul fiind un medicament cu foarte multe reacții adverse, iar în anul 2015 acest program a început pe 5700 de pacienți cu un grad de fibroză F4, tratament fără reacții adverse și un preț foarte mic. Ca urmare, 99% din acești pacienți au fost vindecați. Ca printr-o minune, în 2016 acest program a fost anulat. În programul acesta trebuia să intre 10.000 de pacienți. Ca urmare, pot să spun, în calitate de specialist în sănătate, că acești pacienți au fost privați de sănătatea lor. Dorim ca în 2017 să implementăm acest program și să intre inclusiv pacienții, acești 10.000 de pacienți, dar nu numai cu grad de fibroză F4, ci și cu grad de fibroză F3. O altă minune a acestui guvern, pe care eu o consideră problemă, alții o consideră glumă, alții o consideră incompetență, dar când este vorba de program de sănătate, nu este o glumă. Sunt probleme, într-adevăr, extrem de grave. Vorbim de prețul la medicamente pe care dorim de fiecare dată să-l modificăm, să-l micșorăm, dar iată că apare hotărârea de guvern 800 din octombrie 2016, în care mărim prețul la medicamente. Vă dau câteva exemple pe alprazolam, metformin și enalapril. Alprazolamul se folosește în depresie, metforminul în diabet și enalapril în boli cardiace. Iar prin acest act normativ emis de guvernul Cioloș, majorăm prețul la 65% din medicamente. Ca urmare, vă dau un exemplu la metformin, 1,71 de lei înainte, 4,87 acum. Enalaprilul, la fel, 1,86, 5 lei acum. Deci vrem să anulăm aceste creșteri ale medicamentelor. Vrem să dezvoltăm o companie, compania Unifarm, care distribuie medicamente și care trebuie să fie practic un tampon de medicamente, pentru că la un moment dat exportul o ia razna cu medicamente, furnizorii dau medicamente afară, iar piața românească, pacienții noștri rămân fără tratament. De aceea, prin acest Unifarm, asigurăm continuitatea aprovizionării cu medicamente și vaccinuri proprii.